nu știu așa bine, uite, din ce am văzut eu de când am venit greșelile lui, ce a făcut cu Giulia că a glumit, dar tu ai zis că știai că-s doar așa, păi da, de încă glumește, da, și atât. Dar au fost... Și apoi faza, el ce a greșit cu mine a fost că a făcut oarecum o comparație, dar nu mi s-a părut că a greșit prea mult, că până la urmă zici, bă, e frumoasă, femeia și atât. Nu, păi nu, el, la tine, atunci dacă nu a greșit, făcea poate doar aia cu tine, față de mine, n-ajungeam să mă despart. Dar aia a fost, să zicem, picătura care a umplut paharul, adică erau deja... multe aduni, erau altele. Erau altele. El doar glumea, a și spus, dar având în vedere că el știa că Giulia îl place... Nu faci chestiile astea pentru că știi că poți să-i dai speranțe, știi că se poate ajunge ca... Uite ce s-a întâmplat, da, drept urmare. El n-a crezut. Aici a greșit. Adică, sau poate, uite, dacă ar fi glumit cu Ștefania, nu mă deranja, că știam, băi, nici ea n-are nimic pentru el și atunci poate să fie doar glume. Dar când știi că omul ăla te place, tu glumești cu el? Păi nu l-a interesat. Și că au fost repetitive, asta a fost problema. Adică a fost o glumă 20, dar în continuu și a văzut că mă deranjează. Pe lângă glumea a mai fost și chestia că nu mi oferea atenția pe care mi-o doream. Dar e vorba că mă deranjează. Bă, dacă mă omoară, mă, tu vezi ce îmi zice, mă, și ce face. Nu, e vorba că se uită și mama mea la televizor, Robi. Draga mea, și mama mea se uită, ce crezi? Nu doar mama, ești nu doar tu, mamă. Și care rând, e problema? Și vii aici să zici în continuare ce că a fost refuzată și că tu nu m-ai vrut, așa, cu toate că știi că nu e așa. Așa și, ok, nu e, am zis, păi, stai puțin că i-am făcut cu ochiul lui Patrick, ca să nu ne înțelegem. Asta că e ceva cu ochiul lui Patrick, nu o să se vadă la televizor și mama mea nu o să vadă. Nu mă interesează. Și pentru și mama mea când o să se uite și familia mea și vede că mă faci sub, mă bași sub codea și sunt proști. Așa ești pentru mine că eu nu te mai atunci vreau nu mai și ca verbaliza, să nu draga mai, mea. Ca să nu Giulia, mai mod nu le mai spui. Verbaliza și nu mai spune că se uită maică ta la emisiune, că se uită și ca mama. Ca să nu mai ai mod. Auzi, să mă, spui, frate, mă, ce-mi zice ea mie. Ca să nu mai ai mod să spui că eu sunt mișcată după tine, așa, o să zic orice numai ca să scap să te aud de așa ceva, că nu mai pot. Ca să-mi zici orice? Dar e de ce plângi acum, nu înțeleg? De ce? Pentru că pentru ea e urât ca... Să-i bagi imaginea asta că e refuzată de toți bărbații. Păi eticheta pe care nu are. Da, păi, dar eu i-am zis acum ca să se enerveze, frate. Bun. Pentru că și ea mi-a zis mie. Păi, dar enervez, poate în capul ei chiar îi păi bagi o chestie din asta și chiar nu mă enervez, frate. Nu, Patrick, e vorba de imaginea ce care mi este deja creată în online. Păi, dar tu sezonul ăsta ai interacționat doar cu Robi, atât. Și în sezonul trecut cu Cosmin. Atât. Păi și atunci unde-i refuzul ăsta atât de mare? Că nu-i ca și cum mi-a plăcut mie de Sebastian și m-am dus la el și a zis, mamă, te vreau, nu mai pot după tine și mi-a zis, ce ai, mă, plec de aici că te vreau. Înțeleg, nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Dar de, de, de ce plângi? De ce plângi dacă tu știi? Pentru că i-am spus acum 2, 3, 5 pe gale când a fost că nu mai suport să mai îngreze el mie imaginea asta de femeie. Era mai rău dacă tu ai fi fost vreo femeie accesibilă și ți-ai fi dat-o cu toată lumea. Dar ea nu se discuție? Gândește, frate, că eu chestiile astea i-am zis că acum mi-a zis o secundă că pe mine m-a refuzat Roberta, că da, dacă nu era Robert, exact, dacă nu era Sebastian, eu pe mă duceam cu Roberta. Și ca să te deranjeze, uite, ți-am zis și eu treaba asta. Păi de da, dar zi măcar lucruri care să fie adevărat. Da, bine, e o variantă acum și cu ce a zis Giulia, dar de ce Giulia nu poate lua în calcul și faptul că... Bună ziua. De fapt, e rolul cea. Te vreau să te deranjeze, mă deranjează pe mine. Situația asta cu Robi. S-a văzut că tu ai vrut mai mult decât el. Atât. Păi în rest n-a mai existat nimeni. Cosmin, păi și am zis eu ceva, mă, frate, nu adică că nu bine ce a zis. Că o dă nuanța asta că te-a păi refuzat. Păi dă nuanța asta, mă deranjează. Ok, sună urât, dar la modul că s-a văzut că tu ai fost mai aprinsă de el tu decât el de tine. Eu nu dau nuanțe da, nu, da, în nu, sensul cum? În care să creezi și să pune etichete oamenilor, pentru că știu ce înseamnă. Când a venit eu când la tine, a fost faza când cu Giulie, mi-a odi... părut rău de eticheta care băi, femeie, urma să-i se pună în online. Când am venit eu vreodată la tine să mă cer cu tine să spun, vezi că tu ai fost refuzată. Păi dacă eu ți-am dat o numai contre. O faci zilnic, o faci care? Zilnic. Nu, în urma lumea nu știe că sunt contre, Robi, lumea nu știe, mama nu știe că pe mine mă interesează ce crede lumea și ce știe lumea. Păi uite că pe mine mă afectează și nu neapărat de lume. Auzi, draga mea, Giulia, dacă te afectează, numai mi-a aruncat chestii, că știi că ți întorc înapoi. Scurt, punct și s-a terminat păi discuția. Păi atunci nu mă mai căuta în discuții, că tu de fiecare cu ce? Că vin dimineața și zic bună dimineața, ce faci, cum te simți, nu acum, știu ce. Acum, e vorba de acum, vorbeam cu așa, Patrick. De ce te interesează să știi cum mă simt? Și eu ce că nu te n-ai uite așa, uite că vreau mine. Eu să te întreb dimineața ce crezi că să am material cu tine. Să nu stau degeaba pe canapea. Vezi, uite, asta ce faci. Așa, și care e problema ta dacă sunt fals? Fii și tu. Nu pot. Nu, uite, acum aș zice ceva, dar nu mai zic, frate. Că păi zic că n-am fost ce falsă. Păi lasă că nu-ți mai zic nimic. Păi că te deranjează și spun imagine. Dă-mi un exemplu de falsitate nu mai mea contează, aici în casă. Nu mai contează. Vai. Îi mai lăsăm puțin. Poate ajung la un punct comun.
sau nu? Până una alta o să încercăm să ne concentrăm atât cât putem, pentru că se aud până aici, pe subiectele voastre. Ți-a dat păpucii Cosmin, Ștefania? Nu, nu în sensul ăla. Dar în ce sens? La figurat. I-a dat pachet. I-a dat pachet. Și nu-ți vin? Mi sunt pica mari. Dar cred că te flaușate, ai zis. Da. Dar vezi bun. De ce nu-i schimbă? De ce nu-l lași să-i schimbă? A zis că n-are bonul. Și ce dacă? Lasă-l să se descurce. E, nu. Nu? Nu. Nu. Vreau să se chinuie. Asta este un sacrificiu pe care îl faci pentru el. Da. O să fii grața cu papuci de dragul lui, ca să nu se ducă el. Un vată, era plăușați. Găsesc eu. Bine, iarna după vară. Am sipor doar pentru că-s de la el. Fac eu în așa fel. Nu mă pot concentra. Am înțeles. Virginia. Da. Fostul tău iubit, iată, are o discuție extrem de aprins acolo cu... Aud. Cu Julia. Și puțin mai devreme vorbeai de motivele pentru care te-ai împăca și cele pentru care nu te-ai împăca, da, cu el. De ce crezi că nu e pregătit acum pentru o relație serioasă? Pentru că asta mi s-a părut mie. El în permanență a spus și după ce ne-am despărțit că nu a avut un motiv concret, adică m-a complimentat în continuare și a spus că aș fi femeia perfectă pentru el, dar că e momentul nepotrivit. Dar cu teste sau fără teste, ai vrea să mergi la un date cu Patrick ca să-l vezi cum reacționează? Păi Robi, nu aș vrea la date. Adică cred că nu e cunoaștere, nu ar avea atenție, nu e cunoaștere, adică n-ai intrat într-o cunoaștere. Păi dar nu de aia. Dar? Dar pot să... Și aici în casă e același lucru. Adică nu cred că ar fi nevoie de un date. Pentru că la date aș merge cu cineva care aș vrea să fac ceva de mai departe. Este o interacțiune. Se teamă să nu se supere Robi? Nu, nu-i se de teamă să nu se supere Robi. Dar nu simt eu să fac chestia asta. Eu nu fac chestii sau... Deci nu fac chestii sau le fac pentru, cu gândul la... ce o să zică Robi. E vorba de ce simt eu. Am înțeles. N-ai avut cu cine, draga mea, să fii falsă? Cu cine să fii falsă? Păi stai mă puțin, cu Alex nu putea. Nu. Cum nu? Păi dacă omul... M-a chemat Gagea în camera roșie, puteam să mă duc, oh, dar ce bine că... Dar știi că Gagea a zis aici că nu te vede mai mult decât pe o prietenă? Alaltă ieri. Bun, lasă-mă. Nu, după ce eu m-am dus în camera... Măi, Robi, după ce eu m-am dus în camera roșie cu o față din aia, ce vrei mă la ce m-ai chemat și tu? Ce vrei mă la ce m-ai chemat? Când a venit Gagea aici și s-a pus pe scaun, zic, ce părere ai, bă, de Giulia? Înainte de camera roșie. Bă, frate, e o femeie mișto, dar nu cred că aș putea să mă văd undeva. Păi da, da, păi înainte de camera roșie. Păi și după camera roșie mi-a schimbat părerea. Frate, înainte de camera roșie, omul nu vedea nimic. Și după camera roșie și-a schimbat părerea. L-ai auzit? Ce părere și-a schimbat? Că a venit din camera roșie și l-am întrebat iar și a zis același lucru. Ai zis același lucru. Din punct de vedere al unei relații amoros, am zis că nu. Nu, ok, și atunci Și atunci cu cine să fii falsă când omul zice clar că nu taci, din punct de vedere prietenie și căldură, taci. Ce poate omule, să ai pe față? Omule, cu cine să fie fals? Taci. Ca să fie falsă cu un băiat, băiatul respectiv trebuie să fie interesat de ea. Ai înțeles? Dar, ca să poată să facă să fie falsă. N-are având în vedere că nici Virginia, nici Rebecca din topul lor nu prea i-au dat atenție. Eu dacă voiam, având în vedere că el m-a chemat în camera roșie, puteam să dau o tentă din aia amoroasă cu el. Julia și să fi dezamăgită pentru că omul ne zisese de două ori înainte. Îi dădeam o tentă falsă amoroasă. Falsă amoroasă. Julia, dacă îi dădeai tentă de falsă amoroasă, veneam și ziceam, de ce ești fals, frate? Taci! Ce? Nu tac! De ce ești fals? Acum două zile ai zis că nu ești interesat. Taci! Dacă te chemam în camera roșie ulterior sau dacă în prima cameră roșie cu tine aș fi fost drăgălașă și de... Cum, nu făcea nimic, zic eu. Ce ai fi zis ulterior? Sincer acum. Având în vedere că celălalt... Sincer. Într-un interes amoros. Fii sincer. Cred că i-am spus și lui Cosmin că când am venit și nu știu care dintre voi m-ați întrebat că ai vedea să... Eu te-am întrebat, frate, era aici pe scaun. Ai vedea... Dar toți l-am întrebat legat de camera. Și a zis că nu. Mie nu mi-a zis prea multe că a zis că s-a văzut că a avut emoții. Să ajungi la nivelul de o relație amoroasă sau o cunoaștere amoroasă, zic, bă... Oarecum, dar... Bă, oameni buni, voi înțelegeți că omul a venit eu de la fete înainte de camera roșie, stătea și l-am întrebat. Bun, și a zis că nu. Eu l-am întrebat pe Gagea când a făcut Alex. Ce-a făcut Alex? Bă, lua și Alex că ăla era mai fals decât ea aici. Uite, confi...
Confirmă, Sebastian, prea că da, conexiune. Prea multe n-a putut să zică că a avut... Mulțumesc, Sebastian. Da. Dă-te că stau eu pe cot. Nu se aude. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ne-am comportat ca vecinii de la bloc. Am încercat să tragem cu urechea, să batem în țeavă sau să așteptăm să se termine. Am așteptat să ajungeți la un punct comun, n-ați ajuns, așa că v-am deranjat. Ne cerem scuze. Continuăm și mâine. Ce s-a întâmplat? Nimic. S-au aprins. Cum nu s-a întâmplat nimic? Păi, dacă Julia, eu sunt fals pentru ea, eu sunt de emisiune, eu sunt prost, eu sunt pe sub podelele astea, eu sunt așa și dacă îi dau două contri, începe să plângă. Cum? Eu nu mă las călcat în picioare. De unde ați început? Nu mai știu. Eu știu că vorbeam Julia, de ce ți-ai pierdut cumpătul și ai avut un limbaj nepotrivit? Pentru că, din nou... Așa face ea.